De luni, ortodoxi de stil vechi au intrat în postul Crăciunului, s-au numit și postul Bucuriei. Astfel, timp de 6 săptămâni, creștinii nu vor mânca ouă, carne și lactate și se vor abține de la plăcerile trupești. În unele zile, enoreașii vor avea dezlegare la pește, vin și unt de lemn. Peștele va fi permis la masă peste 15 zile. În schimb, dezlegarea la unt de lemn și vin se face în toate sâmbetele și duminicile din post, precum și în fiecare marți și joi, cu excepția primei și ultimei săptămâni. Postul durează până pe 6 ianuarie. Potrivit regulilor bisericești, în ajunul Crăciunului se mănâncă abia seara și doar grâu fiert îndulcit cu miere, covrigi, turte din făină și poame. Postul Crăciunului îi pregătește pe creștini pentru marea sărbătoare a nașterii lui Iisus Hristos. Preoții spun că în afară de abținerea de la bucate de post, importantă este purificarea sufletului. Postul Crăciunului durează 40 de zile și se încheie pe 6 ianuarie. Pentru creștinii de stil nou, postul a început cu 2 săptămâni mai devreme și se va încheia pe 25 decembrie.